Scenă halucinantă în Italia. Un grup de români a băgat în sperieți orașul Napoli. Aflați la volanul unui autoturism de mari dimensiuni, românii au fost surprinși în timp ce conduceau pe autostradă cu viteză pe contrasens, în marșarier. Românii le-ar fi spus agenților de poliție că au rămas fără benzină. Acestea sunt momentele care i-au băgat în sperieți și i-au bulversat pe șoferii aflați pe șoseaua de centură a orașului Napoli. La bordul autovehiculului se aflau trei cetățeni români care mergeau cu viteză în marșarier pe prima bandă a străzii. După ce polițiștii i-au oprit pe cei trei români, aceștia au afirmat că doreau să ajungă la cea mai apropiată benzinărie, deoarece ar fi rămas fără combustibil. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Filmarea a devenit rapid virală și a atras criticile internauților. Aceștia au fost nemulțumiți de sancțiunile blânde ale poliției și au cerut confiscarea mașinii și arestarea românilor.